Hei, salutare și bine ați revenit la un episod din Cities Skylines. Să continuăm. Făcusem orașul destul de măricel. E destul de mare, 25.000 de oameni. Dar, na, trebuie să facem și mai mare. Când începusem aici, făcusem un pod ca să ducem aici sus pe deal. Dar probabil că nu se continue acolo, că... Iar plecăm cu gunoi pe aici. Probabil că nu se continue acolo, că nu prea o să vină lumea, da. Este mai separat de oraș. Ar trebui să duc orașul încet încet în zona aia. Să mai pun aici groapa de gunoi, tot n-am ce să fac. Ok. Dăm mai departe ca să meargă lucrurile mult mai rapid. Să ne uităm puțin pe total așa. Aici suntem bine, suntem bine, e bine. Da. Pe aici suntem ok. Nu sunt așa de multe decese. Pompierii, bineînțeles că... Puteți spune aici am o stație ca să fie mai ok în zona asta. Apa e ok, să ne uităm la transporturi. O străiască, dar cale ferată nu prea văd pe aici. A, uite-o aici, mă, cale ferată. Asta e calea ferată, dar e departe, gen... o să o fac la un moment dat, probabil că o să vină ceva frumos pe partea asta pe aici. Mergeți mai încolo, să vedem ce putea construi. Constatul libertății. A trebuit să construim clădirea asta. Nici nu știu. Și să vină undeva. Uite. Pum. Și am făcut o clădire înaltă în oraș. Este, arată foarte bine. Aici te-am trecut pe... Nu, s-a întâmplat ceva. Inactivă. Nu s-a luat gunoiul de aici. Wow, iar problema cu gunoiul. Wow. Aici împantă foarte mult, nu? Să vedem, să văd cât aș putea să duc. Aș vrea să fac groapa de gunoi undeva aici sus. Dar să văd, da, nu, cred că e tot același nivel. Și dacă aș face, dacă m-aș duce așa. Și aș face groapa de gunoi aici. Nu vreau să o duc până în oraș. Nu. Da, fix pe părțile astea pe aici. Nu. Deci, probabil iar trebuie să aloc mai mulți bani pentru... Să aloc cei mai mulți bani pentru... Iar nu avem curent din cauza că nu merge centrala asta aici. Ok, haide. Mamă, deci pe bune. Uite că cu cât aloci mai mulți bani, cu atâta se... Cu cât aloci mai mulți bani pentru o chestie, cu atât se va răspândi mult mai bine. Uite, și așa rezolvă problema. Cu cât aloci mai mulți bani pentru o chestie, cu atâta zona se face mult mai verde. Acum, dar să mă uite cât se duce acum faza cu mașina de gunoi, cu groapa de gunoi. Dar încă mă trebuie să mai ia de aici. Așa că mașinile trebuie să-și facă treaba. Avem groapa asta de gunoi aici. Să mai pun una, nu e cam prea... Deja e prea mult un oraș. Deja nu... Uite, mai punem una aici, mai punem un ăsta. Așa, bun. Ce vreau? Vreau să mai construiesc zone de-astea rezidențiale. Astea nu știu cum sunt făcute aici. Așa. Așa vine. Aici e la limită. Ok. Wow. Ce strâmbătura asta. Trebuie să o continui mai mult. Și după aia cred că tai de aici. O distrug pe asta. Ok. Perfect așa. Mai construim aici niște zone de-astea. Rezidențiale, să vină lumea în oraș. Mă uit ce repede să fac. Da, ai și dat cursorul pe repede înainte, dar na. Acum nu pot să stau cu cursorul de normal, să se miște totul. Bine, deși pe aici până oraș e ok. Tot se... Aici, pe străzile astea, uite că se merge pe pod. Este folosit. Mamă, dar ce e aici? E... Asta este amprezat cu ulei pentru... Wow, dar peste tot e aglomerat. Probabil că voi face
voi face două șosele, voi face una de aici să vină în coace și pe asta, nu știu cum am construit-o, dar trebuie să o upgradez, să văd, tot așa să merg. Wow, săraci șoferi, sunt așa de derutați, au trebuit să întoarcă tot. Care așa se dispară strada de sub tine, să se ducă tot. Într-o secundă, așa. Trebuie să continui până aici. Aici ce am făcut? Merge bine aici. Gata, nu vă mai speriați. Și a ultima bucată. Gata, acum e perfect. Se merge... Așa, se merge doar într-un sens. Acum se merg, se folosesc toate cele patru benzi. Nu o să mai fie probleme de genul, o să ajungă mult mai repede. Aveți electricitate, nu merg astea aici. Și probabil că o să renunț la ele și o să folosesc mult mai mult energia asta solară, că văd că dă mult mai bine roade. Asta acum face undeva la 170, dar puterea ei nu e estimată atât. E estimată la... așa e bine. Dacă plantezi mai multe de-astea, poți să renunți foarte ușor mai încolo la astea. Abia se mișcă mașinile, că e aglomerat, dar n-am ce face. Ok, să punem aici apă pentru cetățeni. Dragi concetățeni, votați-mă pentru un viitor mai bun. Acest motto este luat de la Walking Dead. Dacă nu v-ați uitat la seria cu Walking Dead, ar trebui să o faceți. Este o serie foarte frumoasă. Ce? Păi, bine... N-aveți... Asta e bine, toate sunt bine. Hai să mai... Ok, să zăm puțin clădirile astea și să mă acces puțin pe astea rezidențiale, că deja trebuie mai mulți muncitori. Și eu tot trag în zona asta aici. Aș vrea să construiesc aici... să încep și în partea asta. Să vină ceva de genul pe aici, pe aici, pe acolo. O să fie un oraș foarte mare. Uite, de legătură, doar așa, fac un mic pod, sau altfel nu merge altfel. Aici o să dureze ceva până o să se facă, dar până acolo o să poate să le trag și apă dacă e să vină. Curent mai greu, probabil că din cauza asta, că e mai departe, ce mai probabil. Uite aici, este o zonă care n-am pus nimic, să scoate așa și magazine mai micuțe. Mă, dar eu am lăsat pe așa, vreau pe repede înainte. Wow, se fac cozi tocmai de aici. Să vedem intersecții de-astea. Mamă, ce mare e asta. Asta e un fel de asta, nu numai că e mai mare. Ok. Este bine deocamdată. Wow. Trebuie muncitori, clar. A, zonele astea trebuie să meargă mult mai repede. Aici nu că nu s-a construit, dar nu fac probleme pentru chestia asta. Venim aici. Wow, aici deja vine în pantă. Nu se pot să mai construiesc, deja se face pod. Uitați că să merg până la o limită, până aici. Nu, aici se face pod. Nu e pod. Deci până aici trebuie să merg. Parcă există o opțiune la joc să fac, să trec de la zi la noapte sau ceva de genul, sau nu, așa știam, sau nu, probabil că curg jocurile. Ok, poliția, hai să facem închisoare, dar nu o facem chiar așa în oraș. O să facem ceva de genul așa. Oh. Închisoarea nu este foarte mare. Asta este. Imediat. Apă și curent. Oh, de când am mai folosit chestiile astea? De aici ar trebui să trag. Asta este. Până... Da, uite, închisoare. Cine ne este cuminte să încaseze și să ajungă la închisoarea din Springdale. Mama, asta trebuie mutată de aici.
deja intră prea mult în oraș și nu mai îmi convine. Să duc, să meargă de până aici, să se facă, să se construiască, să nu rămână zone. Uite, pur și simplu asta așa și mai construim pe aici niște magazine. Să meargă orașul, să crească, să se facă mare. Pe aici nu știu, probabil că o să construiesc parcuri. Wow. Cât mai costă pământul? 23. Adevărul e că nici n-am făcut foarte multe chestii, dar mai mult, nu știu, dacă se axează cineva mai exact pe genul ăsta de lucruri. Adică mai mult vreau să construiesc, să fac zone de-astea pentru magazine și chestiile astea. Adică oricine cred că a jucat jocul ăsta pentru asta, l-a jucat. Adică nu prea te axezi. Să construiesc chestii interesante prin oraș, să-ți faci stadion. Sporturi, ok. Să-l facem undeva, uite aici. Să fie ca Național Arena la noi. Să fie în grapa de gunoi. Dar nu e foarte înalt. Fapt, îmi place că este foarte bine proporționate clădirile între ele. Deci mașinile sunt la o anumită înălțime față de clădire. Și spre exemplu, stadionul, ok, înăuntru nu știu cum e, dar față de un bloc, gen stadionul este ok. Este puțin mai înalt decât un stadion, dar totuși este mai mic decât clădirea asta, care normal să fie cea mai înaltă. Îmi place cum sunt proporționate. Iar avem apă. Mamă, să vezi că nu, eu nu pot să trag apă din asta, că e murdară aia. Atâta mai trebuie să mai fac. O, e în pantă de aici, trebuie să pun. Mai pun una pe aici, prin capăt. Mai plasez una aici. Să stau puțin timp, să nu mai am probleme cu chestiile de genul. Și mai decât centrala nucleară, care face 640, care face mai bine de jumătate, ce jumătate, face aproape cât toate astea care le-am acum montate la electricitate. Ok, s-au făcut zonele astea. Pe dedesubt pot să trec și eu cu... Mamă, stâlpul ăsta fix aici. Genial. Genial. Stâlpul ăla fix acolo. Fix acolo este. Nu știu, mereu când fac chestii de genul cu poduri, de asta nu prea mai e ce mai pe dedesubt. Și din cauza asta. Asta aici e mai forțată. Zonele astea sunt mai forțate aici. Aici încă nu s-a construit. Încet, încet, dacă o să ajungem ceva de genul prin partea asta cu construitul, probabil că o să se construiască și acolo. Aici tot zone de-astea. Și cum am zis mai în episoadele trecute, că vreau să fie gen aici zone rezidențiale, aici zone de-astea comerciale sau ceva de genul. Noi n-am cum să păstrez chestia asta. Nici nu prea țin foarte mult, ce-i drept, cu o port. Și probabil că pot să mă lungesc în partea asta ca să fac la deschidere la port. Super tare. Dar ce vreau? Mamă, ce e aici? Ce e aici? Ce e aici? Aici se merge liber. Și cred că toată problema e... Sunt semafoare aici? Nu. Toată problema este aici. Ce o să fac atunci? Asta cred că o să le distrug. Și o să fac o trecere de asta pe un sens, bineînțeles, un pod. Prima fază așa. Podul nu foarte înalt, dar trebuie să mai ridice puțin. Să ajungă în partea cealaltă. Cum este panta, e ok. Să-l facem totuși mai realist. Mai mult? Sau n-am construit eu ca lumea aici? Ia, cum vine. Nu vreau să fie pante extraordinare și imposibile. Hai că e ok. E ok. Și... trecerile astea să nu mai existe.
Și acum, lumea dacă vrea să ajungă în partea asta, va trebui să folosească podul ăsta. Și podul ăsta, la un moment dat, cred că o să-l distrug. Pentru că din șoseaua asta o să vreau să fac să iasă un alt. Nu știu dacă să mai fac un pod, dar aș vrea tot ceva de genul să distrug podul ăla de la început, care e acolo de la început. Să-l distrug. Ok, mai punem unul asta. Așa. Și să mai avem probleme ceva timp. Și să revenim la capitolul. Stai, mai aveți nevoie de ceva până oraș pe aici, nu știu. Iar uite să. Deci, cred că gunoiul este cel mai enervant. Cred că cel mai enervant dintre toate. Ok. Bun. Și cine vrea să vină din partea aia, nu o să stea mult. E bine, da, dar lumea care vrea să ajungă în. Se face o coadă infernală. Cine vrea să ajungă din partea asta, tu cred că tot așa o să fac. Dar nu de acolo, din. Odată. Și o să trebuiască. Nu, să treacă peste. O să fac să treacă peste. O să vină până undeva până aici și să se cupleze aici. Dar aici vine cam curba asta, mă enervează cum e făcută. Și aici vine prea brusc. Nu, 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 nu. Nu mi-a ieșit deloc bine. Îmi place. Trebuie să mai lucrez puțin aici. Înălțimea aia, cred că e ok. Sau mai de sus de aici n-ar așa avea de ce să fac. Wow, coboară brusc. Nu-mi place, trebuie să mă lungesc. Of, doamne, ia uite, au dispărut din fața oamenilor. Mai bine așa mai lung, că și aici e cam brusc. Coboară lumea cam brusc. Nu știu, nu prea îmi place. Ia să mai. Da, ok, imediat cu autobuzul. Da, tot așa rămâne. Hai că e ok. Bun. Deci, cine vrea să vină, ăsta. Mă scuzați că vă las așa. Cine vrea să vină din partea aia, să o ia așa, cine să vină pe aici, ok. Mamă, numai că aici tot se fac aglomerat. Dar să ne uităm la străzi, cum vin. A, nu, asta este pentru altceva. Traficul. Deci șoseaua asta și aici sunt cele mai aglomerate dintre toate. De ce așa aglomerat aici? A, pompierii sunt la post foarte bine. Ok. Ce nu aveți? Iar trebuie chestia de-aia, crematoriu, cimitir, e ok. Asta e ok. Pompieri. Punem unul ăsta mare aici. Ok. Ce mai construim? Ia să vedem. Unde ne mai lungim? Cu ce ne mai lungim? Pe unde mai construim? Aici, în partea asta, ar trebui. Deja am delimitat unde vin, până unde vine dealul. Acum e noapte și nu prea văd nimic. O să trească să fac și gara. Că pe acolo e foarte importantă gara pentru că pe lângă pasagerii, pe lângă, nu știu, vizitatori care îi aduce și marfă. Și din câte, unde era? Era pe aici, parcă. Uite-o, e aici. Ok. Ar trebui să fac asta. Asta e importantă. O să o fac undeva aici. Și pasagerii probabil că o să se duc. Nu știu. Mai întâi să trag strada și după aia. Ok, am unde și cam asta a fost episodul de astăzi. Nu uitați dacă v-a plăcut, like, subscribe dacă nu sunteți abonați pe canal. Și ne vedem la videoul următor. Pa, pa!